Mama dumneavoastră a fost arestată a doua zi. Da, mama a fost arestată a doua zi, pe câmp. Era însărcinată. Era însărcinată în 4 luni. A fost dusă la Constanța. Anchetată. Unde ați venit pe lume? La Constanța. Unde anume? În spital, dar cu o gardă de securitate la ușă, că nu avea nimeni. Deci v-ați născut cu gardieni? Da. Da. M-am născut cu gardieni. Foarte greu. Printr-o asistentă medicală pe care o cunoșteau, sora mamei a reușit să o vadă pe mama prin ușa întredeschisă. Deci asistenta i-a spus, vino, eu mă duc să duc ceva, să iau ceva, și o să las ușa deschisă să o vezi. Atât. Și mereu îmi spunea mătușa mea că nu știa. Mama mă ținea la sân, ce nu știu ce mâncai, lacrimi sau lapte. Pentru că maică-ta plângea și lacrimile se scurgeau pe sân, iar pe tine te alăpta. N-am știut ce mâncai. Era lapte singur. Sau era singură în salon. A reușit să-i strecoare un scutec țesut în casă, din lână, pentru că era decembrie. Alte scutece, nu știu dacă am avut. Și după aceea a fost transportată la Mislea. La puțină vreme după ce a născut. Cu dumneavoastră? Cu tot. Da, da, cu mine cu tot. Aici a nimerit într-o celulă foarte mare, de vreo 30 de paturi, 30 de femei, în care șefa de celulă era Aspazia Oțel. Și stăteați cu mama în celulă? Da. Acum? Da. Da. Și la un moment dat m-a îmbolnăvit foarte rău. Și mama s-a dus la Aspazia și i-a cerut să mă boteze. Pentru că nu vrea să mor nebotezată. Nimeni din femeile din celulă nu credea că voi scăpa. Era Geta Gheorghiu cu ele, o altă deținută, care făcea rost din piatră seacă de orice era nevoie și o gardiancă i-a adus anafură și apă sfințită, aveau foarte puțină apă sfințită, au pus în apă normală și m-au stropit cu ea pe cap și mi-au făcut acel botez de urgență care în religia ortodoxă este recunoscut, este valabil. Și începând cu a doua zi mi-am revenit văzând cu ochii. După care am fost efectiv jucăria lor, păpușa lor și povestea pazic dacă sunt... Stăteați între patru pereți? Da, așa am stat până și 4 luni. Da, până și 4 luni. Când am ieșit afară, spunea femeia cu care am ieșit că încercam să prind vântul. Nu știam ce este acela. Mă miram de păsări, de flori, de tot ce era afară și lucruri pentru care pentru un copil care crește normal... Ați învățat să mergeți în închisoare? Nu merg, da, am învățat să merg în închisoare, am învățat să vorbesc, pentru că deși aveam 1 an și 4 luni, cum spuneau rudele de afară, mă învățaseră să spun că sunt fiica lui Gogu Puiu, că mă cheamă Zoe, că am 1 an și 4 luni și că vin de la închisoarea de femei Mislea de pe Valea Prahovei. Nu știu cât de corect spuneam eu aceste lucruri, deși ele spun că am vorbit foarte corect de prima dată, dar mi se pare foarte mult pentru un copil de 1 an și 4 luni. Suferința mamei dumneavoastră trebuie să fie fost uriașă, pentru că nu era numai dumneavoastră închis acolo. Știți, mama era, dacă vreți, prototipul femeia române. Adică femeia care are grijă de casa ei, de copii, de bărbatul ei, dar are grijă de bărbatul ei în relațiile de familie, nu alte. Pe femeile noastre nu interveneau niciodată în ceea ce făceau bărbaților. Și ca meserie, și ca relații, și orice.
tot ce era caracteristic activităților sociale, pe ele nu se amestecau. Nu era treaba lor. Și foarte, foarte mulți ani mi-a fost teamă să întreb care a fost comportamentul mamei în închisoare. Pentru că mi-a fost teamă să nu fi greșit. Nici acum nu-mi vine să pronunț cuvintele groaznice. Însă, acum vreo 4-5 ani, mi-am luat inima în dinți și am întrebat-o pe Aspazia. Și mi-a spus, draga mea, mama ta a trecut printr-una din cele mai crunte anchete. Dar să fii mândră de ea. Pentru că buzele ei n-au rostit nimic din ceea ce nu trebuia să fie rostit. Și vă rog să mă credeți că mi-a crescut inima. Și îmi povestea că mai era acolo o doamnă, mama fraților Perceli, amândoi erau medici, și pentru că nu i-au prins pe frații Perceli, au luat-o pe mama lor. Să fie la număr, probabil. Mătușă, noi spunem tetă în română. Și îmi spunea Aspazia că mama de câte ori era mult prea plină de suferință, o lua pe teta deoparte, vorbeau acolo în limba lor ce aveau de vorbit, plângea și când nu mai avea lacrimi, o lua pe teta și se reîntorceau în mijlocul celorlalte femei și împleteau nuiele, coșuri de nuiele sau ce făceau ele acolo. Era singura în fața căreia mama și deșerta sacul de suferință și prea plinul sufletului. În rest, nimeni n-a auzit-o nici să se plângă, nici să plângă, nici să fie nemulțumită, nici să blesteme. A acceptat totul cu o resemnare de sfânt. Nu s-a revoltat niciodată. Și îmi spunea Aspazia că a întrebat-o odată dacă l-a iubit pe tata. Și a spus, dacă l-am iubit, l-am adorat. Nu l-am iubit. Pe fișa ei matriculă penală, da, scrie condamnată la 3 ani pentru că nu a denunțat pe soțul ei care a fost legionar. Apoi când, știți că l-au majorat pedeapsa, da, scrie motivul internării pentru soțul ei care era legionar. Deci asta a fost, era, da, singura ei vină. Da. Atât. Da. Vina mamei era că a iubit un bărbat, că pe ea n-a interesat-o dacă e legionar sau e altceva. Ea a iubit un bărbat. Și s-a întâmplat ca acest bărbat să nu fie pe placul regimului în care trăiau. Asta a fost singura ei vină. Iar singura mea vină a fost că am fost fiica unui tată pe care nu l-am văzut niciodată. Și mi-amintesc că era un milițian în Pocălniceanu, aveam 5 ani. Și îmi spunea, ce nene cu armă se ascunde la voi în casă? Și eu îi spuneam că niciun nene, nici cu armă, nici fără armă, la noi în casă nu există niciun nene, niciun bărbat. Noi eram... Vă trăgea de limbă. Da. Și atunci făcea gestul acela de a apăsa cu călcâiul pământul, așa, pui de viperă. Uite așa te-aș strie. Și acum am în fața ochilor imaginea acestui om. M-a speriat? Da, m-a speriat gestul lui, pentru că nu-l înțelegeam. Nu înțelegeam de ce vrea să mă strivească și de ce eram pui de viperă. Și după aceea, când îl vedeam, traversam pe celălalt trotuar, mă duceam departe de el. Când v-ați revăzut cu doamna Aspazia Oțel Petru? Pe 8 septembrie 1994. Când... Deci într-un deloc. Nu. Deci nu știam. Nu știam. Vag știam că am fost botezată în închisoare de secretara lui Blaga. Mai mult decât atât. Și știam că o cheamă Aspazia Oțel, pentru că mama povestise acasă. Mm-hmm. Și nu știam nici unde e, nici... Și la... Pe 8 septembrie, când... 94... când s-a sfințit
capela de la Mislea, Geta Gheorgheu m-a luat de mână și m-a dus la Spazia. Și a zis, Spazi, o cunoști pe doamna? La care Spazi s-a uitat foarte mirată și a spus, da, trebuie să o cunosc. Nu o cunoști, ea e Zoie. Care Zoie? Zice, Zoie, pe care ai botezat-o. Pe cine am botezat? Uitase. Că a botezat pe cineva în închisoare. Ea o ținea minte pe Sanda. Sanda fusese o fetiță care tot așa se îmbolnăvise foarte rău înaintea mea. Și pe care o gardianca a luat-o sub manta, a dus-o afară din închisoare, a tratat-o, a botezat-o și a adus-o. Și zice, cum ai uitat-o pe Zoie? Și i-a povestit. Și a zis, da, Zoie, după care se întoarce și zice, dar cum ți-ai imaginat că aș recunoaște-o pe Zoie de atunci în doamna de astăzi? Și după aceea ne-am văzut. Când venea ea aici, ne vedeam de fiecare dată. Când n-am mai putut să vin, am început să mă duc eu la Roman. Și pe măsură ce ne vedeam, ne apropiam din ce în ce mai mult una de cealaltă. Dumnezeu v-a povestit. Da. Da. Ea mi-a povestit și ea mi-a mai spus un lucru, este și într-un interviu al ei, că mama era atât de dezorientată în închisoare, cel puțin în primele luni, pentru că ea nici măcar din anchetă nu a reușit să înțeleagă dacă tata a murit sau nu. Ori iar eu mă îndoiesc că anchetatorii ar fi protejat-o pe mama și nu i-ar fi spus, a murit banditul de bărbat. Probabil că nu a crezut nearătându-i să nicio fotografie. Nu, adică, dar nu i s-a spus niciodată direct că a murit. Deci nici că a murit, nici că n-a murit. Au lăsat-o să înțeleagă ce vrea ea, ce poate ea să înțeleagă. Pe fișa matriculă penală scrie că îi văd după. Da. Și scrie că are un copil, dar nu se știe unde a fost născut copilul, dacă era cu ea sau nu, dacă ați observat. Cum v-a lăsat să plecați de lângă ea? În primul rând, pe mama a obligat-o să semneze actele pentru orfelinat. Când am împlinit un an. Toți copiii de acolo mergeau la... Se pare că da. Pentru că mai târziu am întâlnit o doamnă de la Galați, la o întâlnire a foștilor deținuți politic, care m-a întrebat cum am ajuns eu în familie, pentru că și ea a avut un băiat pe care îl caută de 40 de ani și nu-l găsește. Și dacă o pot ajuta să-și găsească băiatul. A fost un sentiment cumplit pe care l-am trăit discutând cu această femeie care era disperată, că nu-și găsea băiatul. Mama nu a acceptat. Ultimele cuvinte pe care le-a auzit de la tata au fost, dacă va fi băiat, îl botezi Hristu, dacă va fi fată, o botezi Zoie. Și să ai grijă de copil ca de ochii din cap. Când i-au cerut să vă dea la urmă? După ce am împlinit un an. Și tot în același timp m-au scos de la porția de mâncare. N-am mai dat ca s-o mâncare ca să o convingă. Și totuși nu a fost de convins, pentru că știa că dacă va accepta să plec de lângă ea, mă va pierde. Nu mă va mai găsi. Cu ele în celulă era o femeie de la... din Fetești Gară, care fusese arestată pentru o punere la colectivizare. N-a vrut să intre în colectiv. Nu. Da. Și ea se elibera. Un amănunt care mi-a scăpat, n-am întrebat-o pe Aspazia Oțel dacă își amintea cu ce acte, cum au acceptat să mă scoată din închisoare. Și femeia aceasta, mama a trimis niște telegrame acasă. Unul dintre frații i-a hotărât să vină să mă ia. Telegrame în care îi ruga să vină să mă ia. Dar știți cum era la țară?
el mai avea ceva de arat, de semănat și a zis, mai stau două săptămâni, trei, până când termin ce am eu de făcut și mă duc să iau copilul. Și s-au trezit cu această femeie, cu mine în brațe, acasă la ei. Pentru că i-am spus așa, dacă voi găsi pe cineva acolo și vrea să o țină, că există și această problemă, oamenii își dădeau foc la casă, cu mine în casă. Zice, o să o las. Dacă nu, când te eliberezi, vii la mine, îți iei fata, pentru că eu o voi ține alături de 5-7 copii ai mei. Ce vom mânca noi cu toții, mănâncă și ea. Oricum, zice, nu cred că va fi mai prost decât aici. Și vreo 3-4 zile eu nu m-am putut despărți de Ana. Ana ultima pe femeie. Pentru că eram foarte dezorientată de tot ceea ce vedeam. Vedeam oameni, vedeam bărbați. Eu nu văzusem bărbați niciodată. Încercau să mă sărute și uneori erau nebărbieriți și țipam ca din gură de șarpe că mă înțepa barba. Unchiul meu avea băieți care nu erau copii, erau de 15-16, unul de 11 ani, care vroiau să se joace cu mine, că le eram foarte dragă, fugeam de ei ca de altceva. Cum să vă spun, erau lucruri șocante pentru mine. Nu văzusem niciodată. Mi-au dat o felie de pâine în prima zi când am ajuns acasă și am spus că mi-e foame, pe care am aruncat-o. Nu știam ce e aia. Și am zis, vreau mămăligă. Și m-au făcut repede o mămăligă și au pus pe ea lapte, brânză, ouă, ce-or fi pus ele acolo. Nu m-am atins. Eu vroiam tortoiul din pușcărie. Pentru că probabil în ultimele 4 luni, când ele m-au hrănit din mâncarea lor, deci când veneau, întâi mă hrăneau pe mine, veneau din fabrică, întâi mă hrăneau pe mine și după aceea ce rămânea mai mâncau și ele. Și vă dați seama că furam din mâncarea altor copii care erau mai mici decât mine, săream din țar, le luam mâncarea și mă întorceam. Cum să vă spun, au fost lucruri... Asta dure. Cu pușcărie, de fapt. Da. Asta înseamnă Da. Vă dați seama, haine, n-aveam. Deși, vreau să vă spun că am venit cu niște lucruri absolut superbe din închisoare. Rochițe. Deci, chiloței, ciorape, rochițe, pulovărașe, căciulițe, toate erau croșetate de ele în închisoare. Își deșirau un fular, o bluză, un pulover, ce aveau și ele. Mai luau ață din fabrică și îmi lucrau mie hăinuțe. Și am venit așa cu niște hăinuțe superbe. Cred că am avut până la vârsta la care ții minte niște ciorap 3 sferturi care se legau sub genunchi cu un șnuruleț foarte frumos. Deci aveam niște lucruri absolut superbe făcute de ele. Și spuneam Aspazia că eu eram un copil foarte lipicios. Probabil simțeam nevoia de afecțiune. Și în momentul în care cineva mă lua în brațe, spunea că mă lipeam toată. Aproape că nici nu respiram ca să nu mă dea jos. Dar câți copii erau acolo cu totul? Erau foarte mulți. Nu știu dacă erau 2-3 când am fost eu. Fusese fata aceea, Sanda, înaintea mea. Și după aceea nu. Nici Aspazia nu-și amintea exact. Vă dați seama, Erați, și o suferință în plus pentru mamele dumneavoastră, dar și salvarea celorlalte. Pentru că prezența noastră acolo de necazuri, să se dezumanizeze, pentru că închisoarea. Da, dar sunt lucruri absolut, să vă spun eu, de închisoare vorbesc. El a reușit, legionare fiind toate, sau în proporție de 90%,
la misie, credința în Dumnezeu era cea mai puternică amprentă pe sufletul lor. Și această credință le salva. Și Dumnezeu, zic eu, a făcut orice minune. Deci, o minune este însănătoșirea mea după botez. Alta este că avea un pahar, o cană, ceva care era o candelă și pe care o aveau aprinsă, pusă, cum e patul de fier, are unghiul acela, piciorul de pat, acolo era pusă, ascunsă chipurile, dar candela ardea, se vedea flacăra. Și au venit gardienii să le facă percheziție pentru diferite obiecte care erau interzise și pe care deținutele le-ar fi putut avea. Au întors totul cu susul în jos. Candela n-au văzut. N-au văzut-o, efectiv. Și ele erau nebunite că o să vadă candela și arzând. Altădată, Lilica Codreanu, soția capitanului, Elena Codreanu, s-a îmbolnăvit. Și pazia a decis să facă o rugăciune continuă timp de 40 de zile. Deci ea nu vorbea, nu se ridica din pat. Era așa, ceva care mai respira. Și spre sfârșitul celor 40 de zile, una dintre deținute se ruga, pentru că își făcuseră un soi de mătănii, nu știu din ce, și numărau rugăciunea pe mătănii ca să poată să țină și rândul. Și asta dădea să ațipească. Mai spunea rugăciunea, dar dădea să ațipească. S-a trezit toată camera în țipătul Lilicăi, care s-a trezit la un moment dat și a țipat rugăciunea mea. Și s-a trezit deținuta și a continuat rugăciunea. N-a întrerupt-o. Și la capătul celor 40 de zile, Lilica a fost în picioare și a trăit până la începutul anilor 90. Trăia într-o garsonieră în militar. Știu că am făcut și eu câteva vizite acolo. Au fost lucruri absolut... Tot o minune, să știți că e și salvarea acelei fetițe. Cu care da, gardianul... Da. Deci cu un gardian, da. Să știți... O femeie, da. Da. Dacă o prindeau, dacă copilița aceea ar fi plâns la poartă, sau ar fi scâncit doar, să se audă un zgomot și să o controleze, vă dați seama ce s-ar fi întâmplat. Da.